Editura Act și Politon vă prezintă Nu scuzelor. Puterea autodisciplinei. 21 de moduri de a dobândi fericirea și succesul de durată. De Brian Tracy. Lectura Cosmin Șofron. Această carte este dedicată afectuos prietenului și partenerului meu, Eric Berman, unul dintre cei mai disciplinați și mai hotărâți oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Introducere Miracolul autodisciplinei Există mii de scuze pentru eșec, dar niciodată un motiv bun. Mark Twain De ce unii oameni au mai mult succes decât alții? De ce unii oameni fac mai mulți bani, duc vieți mai fericite și realizează mult mai mult în același număr de ani decât marea majoritate? Care este adevăratul secret al succesului? Adesea încep un seminar cu un mic exercițiu. Întreb publicul: câtor persoane de aici le-ar plăcea să-și dubleze venitul? Aproape toată lumea zâmbește și ridică mâna. Apoi întreb: Câtor persoane de aici le-ar plăcea să piardă în greutate, să scape de datorii, să dobândească independența financiară? Din nou, toată lumea zâmbește, unele persoane ovaționează și ridică toți mâna. Apoi eu spun: Minunat. Acestea sunt niște țeluri mărețe pe care le are toată lumea. Cu toții vrem să facem mai mulți bani, să petrecem mai mult timp cu familiile noastre, să fim în formă și îngrijiți și să dobândim independența financiară. Nu numai că noi vrem cu toții aceleași lucruri, dar știm cu toții ce trebuie să facem pentru a le dobândi. Și cu toții intenționăm să facem toate astea cândva. Dar înainte de a începe, noi decidem că trebuie să ne luăm o scurtă vacanță într-un loc minunat, fantastic, pe nume Insula într-o bună zi. Spunem că, într-o bună zi, voi citi acea carte. Într-o bună zi, voi începe acel program de exerciții. Într-o bună zi, îmi voi îmbunătăți competențele și voi câștiga mai mulți bani. Într-o bună zi, îmi voi ține finanțele sub control și voi scăpa de datorii. Într-o bună zi, voi face toate acele lucruri pe care știu că trebuie să le fac pentru a-mi atinge toate țelurile. Într-o bună zi. Probabil că 80% din populație trăiește pe insula într-o bună zi. În cea mai mare parte a timpului ei se gândesc, visează și își creează scenarii legate de toate lucrurile pe care le vor face într-o bună zi. Și de cine sunt ei înconjurați pe insula într-o bună zi? De alți oameni de pe insula într-o bună zi. Și care este subiectul principal de discuție pe insula într-o bună zi? Scuzele. Ei pierd vremea și fac schimb de scuze pentru care se află pe insulă. De ce ești aici? Se întreabă unul pe altul. Nu în mod surprinzător, toate scuzele lor sunt în mare parte aceleași. Nu am avut o copilărie fericită. Nu am primit o educație bună. N-am niciun ban. Șeful meu este foarte critic. Căsnicia mea nu e bună de nimic. Nimeni nu mă apreciază. Sau economia e îngrozitoare. Ei au căpătat boala scuzitei, care este invariabil fatală succesului au cu toții intenții bune, dar, așa cum știe toată lumea, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Prima regulă a succesului este simplă. Votează-te afară de pe insulă. Face referire la emisiunea TV americană Survivor, supraviețuitorul, în care mai mulți concurenți sunt abandonați pe o insulă pustie, concurând pentru premiul final de un milion de dolari. Concursul folosește și o eliminare progresivă în fiecare episod concurenții votând excluderea de pe insulă a unuia dintre ei. Gata cu scuzele! Fă-o sau nu, dar nu inventa scuze! Încetează să-ți mai folosești creierul incredibil ca să născocești raționamente și justificări elaborate pentru lipsa ta de măsuri. Fă ceva, fă orice, începe. Repeteți, dacă e să fie, Depinde de mine. Învinșii inventează scuze. Învingătorii fac progrese. Acum, cum îți poți da tu seama dacă scuza ta preferată este validă sau nu? E simplu. Uită-te în jur și întreabă-te: Mai este cineva cu aceeași scuză ca a mea, care are succes oricum? Când pui această întrebare, dacă ești sincer. Va trebui să recunoști că există mii și chiar milioane de oameni care au dus-o mult mai rău decât tine și care au ajuns să facă lucruri minunate cu viețile lor. Iar ceea ce au făcut mii sau milioane de oameni, poți face și tu, dacă încerci. S-a spus că dacă oamenii ar investi la fel de multă energie în a-și atinge țelurile pe cât irosesc inventând scuze pentru eșec, ei s-ar surprinde efectiv pe ei înșiși. Dar mai întâi, trebuie să te votezi afară de pe insulă. Începuturi modeste. Foarte puțini oameni încep cu multe avantaje. Personal, eu nu am absolvit liceul. Am avut slujbe de muncă necalificată câțiva ani. Am avut o educație limitată, competențe limitate și un viitor limitat. Și apoi am început să-mi pun acea întrebare. De ce? Au unii oameni mai mult succes decât alții? Această întrebare mi-a schimbat viața. Pe parcursul anilor am citit mii de cărți și articole legate de subiectul succesului și al realizărilor. Se pare că despre motivele din spatele acestor realizări s-a discutat și s-a scris de mai bine de 2000 de ani, în orice mod imaginabil o calitate asupra căreia majoritatea filozofilor, predicatorilor și experților sunt de acord, este importanța autodisciplinei. Disciplina este ceea ce îți trebuie ca să reziști în fața ispitei scuzelor. Autodisciplina este cea care îți îngăduie să te votezi afară de pe insulă. Este cheia unei vieți mărețe, iar fără ea nu este posibil niciun succes durabil. Dezvoltarea autodisciplinei mi-a schimbat viața și o va schimba și pe a ta. Pretinzând în continuu mai mult de la mine însumi, am ajuns să am succes în vânzări și apoi în management. Mi-am continuat școlarizarea și am absolvit un MBA după vârsta de 30 de ani, ceea ce a necesitat mii de ore de studiu stăruitor. Am importat automobile Suzuki în Canada înaintea oricui altcuiva. Am înființat 65 de reprezentanți auto și am vândut automobile în valoare de 25 de milioane de dolari. Iar asta după ce am început, fără să cunosc industria. Ceea ce am avut eu în schimb au fost disciplina și determinarea de a învăța ce trebuia să știu și apoi de a aplica ceea ce trebuia să fac. Am intrat în afaceri cu bunuri imobiliare fără niciun fel de cunoștințe, pregătire sau experiență. Am aplicat puterea disciplinei, care era atunci susținută de sute de ore de muncă și studiu. Apoi, am mers mai departe și am construit centre de shopping, parcuri industriale, clădiri de birouri și ansambluri rezidențiale. Cu autodisciplină am consolidat afaceri de succes în training, consultanță, discursuri, scris, înregistrări și distribuție. Programele mele audio și video, cărțile, seminarele și programele mele de training s-au vândut în 36 de limbi și 54 de țări, cu o valoare de peste 500 de milioane de dolari. Pe parcursul anilor am oferit consultanță la mai bine de 1000 de companii și am instruit peste 5 milioane de oameni în seminare și dezbateri live. În fiecare caz, practica autodisciplinei a fost esențială pentru succesul meu. Am descoperit că poți atinge aproape orice îți stabilești pentru tine însuți dacă ai disciplina de a plăti prețul, de a face ceea ce trebuie să faci și de a nu renunța niciodată. Cine ar trebui să asculte acest audiobook? Această carte este scrisă pentru femei și bărbați ambițioși, hotărâți, care vor să dobândească tot ce este posibil pentru ei în viață. Este scrisă pentru oameni avizi să facă mai mult, să aibă mai mult și să fie mai mult decât au fost vreodată. Probabil că cea mai importantă perspectivă dintre toate cu privire la succes este că, pentru a realiza multe, trebuie să devii o persoană diferită. Nu lucrurile materiale pe care le realizezi sau obții sunt cele care contează atât de mult pe cât este calitatea persoanei. Care trebuie să devii pentru a izbuti cu mult peste medie. Dezvoltarea autodisciplinei este calea cea mai sigură pentru a face totul posibil pentru tine. Această carte va fi ghidul tău pas cu pas pentru a deveni o persoană remarcabilă care este capabilă de realizări remarcabile. O întâlnire întâmplătoare relevă motivul pentru succes. Acum câțiva ani participam la o conferință în Washington DC. În timpul pauzei de prânz mâncam la un food fair din apropiere. Zona era aglomerată, așa că m-am așezat la ultima masă liberă de unul singur, deși era o masă pentru patru persoane. Câteva minute mai târziu și-au făcut apariția un domn mai în vârstă și o femeie mai tânără care părea să fie asistenta sa, cu tăvi de mâncare în mână și căutând evident un loc unde să se așeze. Având destul spațiu la masa mea, m-am ridicat imediat și l-am invitat pe domnul mai în vârstă să mi se alăture. El a ezitat, dar am insistat. În final s-a așezat destul de mulțumit și am început să stăm de vorbă la masă s-a dovedit că numele său era Cap Capmeier. Din întâmplare, am știut imediat cine era. Era o legendă în ceea ce privește succesul și realizarea. Cap Capmeier scrisese patru cărți bestseller, fiecare dintre ele, cuprinzând 250 de principii ale succesului pe care le obținuse după mai bine de 50 de ani de cercetare și studiu. Citisem toate cele patru cărți din scoarță în scoarță, fiecare mai mult decât odată. După ce am stat de vorbă pentru o vreme, i-am pus întrebarea pe care mulți oameni în situația asta ar pună. Dintre toate cele o mie de principii ale succesului pe care le-ai descoperit, care crezi tu că este cel mai important? El mi-a zâmbit cu o sclipire în ochi, de parcă i se pusese această întrebare de multe ori. Și a răspuns fără ezitare. Cel mai important principiu al succesului, dintre toate, a fost formulat de Albert Hubbard, unul dintre cei mai prolifici scriitori din istoria americană la începutul secolului 20. El a spus: „Autodisciplina este abilitatea de a face ceea ce trebuie să faci atunci când trebuie să o faci, fie că ai chef sau nu.” El a continuat spunând: Există alte 999 de principii ale succesului pe care eu le-am găsit în lecturile și experiența mea, dar, fără autodisciplină, niciunul dintre ele nu funcționează. Cu autodisciplină, funcționează toate. Astfel, autodisciplina este cheia către măreția personală. Este calitatea magică ce deschide toate ușile pentru tine și face totul posibil. Cu autodisciplină. O persoană normală se poate ridica pe cât de departe și de repede o pot duce aptitudinile și inteligența sa. Dar fără autodisciplină, o persoană care s-a bucurat în trecut de toate binecuvântările mediului, educației și oportunităților, rare ori va depăși mediocritatea. Cei mai răi doi dușmani ai tăi Așa cum autodisciplina este cheia succesului, Lipsa acesteia este cauza majoră a eșecului, frustrării, randamentului scăzut sau nefericirii în viață. Ne face să inventăm scuze și să ne subapreciem. Probabil că cei mai mari doi dușmani ai succesului, ai fericirii și ai împlinirii personale sunt primul calea rezistenței minime, și al doilea factorul expeditivității. Calea rezistenței minime este ceea ce îi face pe oameni să adopte calea ușoară în aproape orice situație. Ei caută scurtături peste tot. Ajung la muncă în ultimul minut și pleacă la prima ocazie. Caută scheme de îmbogățire rapidă și obținerea cu ușurință a banilor. În timp, ei dezvoltă obiceiul de a căuta mereu o cale mai ușoară, mai rapidă, de a obține lucrurile pe care le vor, în loc să facă ce e greu. Însă necesar pentru dobândirea succesului adevărat. Factorul expeditivității, care este o extensie a legii rezistenței minime, este chiar mai nociv atunci când îi conduce pe oameni la eșec și randament scăzut. Conform acestui principiu, oamenii caută invariabil cea mai rapidă și mai ușoară cale de a obține lucrurile pe care le vor chiar acum, preocupându-se puțin sau deloc. În privința consecințelor pe termen lung ale comportamentelor lor. Cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor fac mai degrabă ceea ce este rapid, distractiv și ușor, decât ceea ce este necesar pentru succes. În fiecare zi și în fiecare minut al fiecărei zile, există o bătălie care se dă în interiorul tău între a face ce este corect, dificil și necesar, ca îngerul de pe un număr și a face ceea ce este distractiv, ușor și de mică valoare sau complet lipsit de valoare, ca drăcușorul de pe celălalt umăr al tău. În fiecare minut al fiecarei zile, tu trebuie să lupți și să câștigi această bătălie cu factorul expeditivității și să reziști atracției căii rezistenței minime, dacă îți dorești cu adevărat să devii tot ceea ce ești capabil să devii preia controlul asupra ta. Altă definiție a autodisciplinei este stăpânirea de sine. Succesul este posibil doar când îți poți stăpâni propriile emoții, pofte și inclinații. Persoanele cărora le lipsește abilitatea de a-și stăpâni poftele devin slabe și imorale, dar și inconsecvente din alte puncte de vedere. Autodisciplina poate fi totodată definită ca autocontrol. Abilitatea de a te controla pe tine și acțiunile tale, de a controla ceea ce spui și faci, și de a te asigura că purtările tale coincid cu țelurile și obiectivele tale pe termen lung, este atributul unei persoane superioare. Disciplina a fost definită ca negare de sine. Asta necesită ca tu să-ți negi plăcerile nevinovate. Tentațiile care duc atât de mulți oameni pe căi greșite, și, în schimb, să te autodisciplinezi ca să faci numai acele lucruri care sunt corecte pe termen lung și adecvate momentului. Autodisciplina necesită gratificare întârziată, abilitatea de a amâna satisfacția pe termen scurt pentru a te bucura de recompense mai mari pe termen lung. Gândește pe termen lung. Sociologul Edward Benfield de la Universitatea Harvard a coordonat un studiu de 50 de ani despre motivele mobilității socioeconomice ascendente în America. El a concluzionat că cel mai important atribut singular al oamenilor care se bucură de mare succes în viață este perspectiva pe termen lung. Benfield a definit perspectiva timpului. Drept, perioada pe care un individ o ia în considerare atunci când își stabilește acțiunile prezente. Cu alte cuvinte, cei mai de succes oameni sunt gânditori pe termen lung. Ei privesc cât de departe pot în viitor pentru a stabili ce fel de oameni vor să devină și țelurile pe care vor să le atingă. Apoi, se întorc în prezent și stabilesc ce vor trebui să facă sau să nu facă. Pentru a-și atinge viitorul dorit. Această practică a gândirii pe termen lung se aplică în carieră, căsătorie, muncă, relații, bani și conduită personală, fiecare dintre acestea fiind abordate în continuare. Oamenii de succes se asigură că tot ce fac pe termen scurt coincide cu unde vor să ajungă pe termen lung. Ei practică autodisciplina tot timpul. Probabil că cel mai important cuvânt în gândirea pe termen lung este sacrificiul. Oamenii superiori au abilitatea de a face sacrificii pe termen scurt de-a lungul vieții, atât mari cât și mici, pentru a-și asigura astfel rezultate și recompense mai mari pe termen lung. Observe această disponibilitate de a se sacrifica la oamenii care petrec multe ore și chiar ani pregătindu-se, studiind. Și îmbunătățindu-și competențele pentru a se face pe sine mai valoroși, astfel încât să aibă o viață mai bună pe viitor, în loc să-și petreacă cea mai mare parte a timpului socializând și distrându-se în prezent. Longfellow a scris cândva: Acele înălțimi ale oamenilor mari, câștigate și păstrate, nu au fost atinse printr-un elan brusc, ci ei, în timp ce prietenii lor dormeau, se osteneau în noapte. Abilitatea ta de a gândi, planifica și a munci din greu pe termen scurt și de a te autodisciplina pentru a face ceea ce este corect și necesar, înainte de a face ceea ce este distractiv și ușor, este cheia creării unui viitor minunat pentru tine însuți. Abilitatea ta de a gândi pe termen lung este o competență ce se dezvoltă pe măsură ce ți-o îmbunătățești, devii mai capabil să prezici cu acuratețe din ce în ce mai mare ceea ce este posibil să ți se întâmple pe viitor ca rezultat al acțiunilor tale din prezent. Aceasta este o calitate a gânditorului superior. Câștigul pe termen scurt poate provoca durere pe termen lung. Există două legi cărora le caze victimă când nu reușești să practici autodisciplina. Prima se numește legea consecințelor neintenționate. Această lege afirmă, consecințele neintenționate ale unei acțiuni pot fi mult mai rele decât consecințele intenționate ale acelui comportament din cauza lipsei gândirii pe termen lung. A doua este legea consecințelor potrivnice, care spune că o acțiune pe termen scurt destinată gratificării imediate poate duce la consecințe potrivnice sau opuse celor cărora a fost destinată. De exemplu, ai putea face o investiție de timp, bani și emoție cu dorința și intenția de a ajunge mai bine și mai fericit la final. Însă, pentru că ai acționat fără să te gândești cu atenție sau să-ți faci temele, Consecințele comportamentului tău s-au dovedit a fi mult mai rele decât dacă nu ai fi făcut nimic. Fiecare persoană a avut această experiență, și de obicei mai mult decât odată. Numitorul comun pentru succes Herbert Gray, un om de afaceri, a coordonat un studiu pe termen lung căutând numitorul comun al succesului cum îl numea el. După 11 ani, el a concluzionat în cele din urmă că numitorul comun pentru succes era că oamenii de succes se obișnuiesc să facă acele lucruri care nu le plac oamenilor fără succes. Și care erau aceste lucruri? S-a dovedit că lucrurile pe care oamenii de succes le fac fără plăcere sunt aceleași lucruri care le displac și celor fără realizări. Dar Oamenii de succes le fac oricum, pentru că știu că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătească dacă vor să se bucure de succes și de recompense mai mari pe viitor. Ceea ce a aflat Gray a fost că oamenii de succes sunt mult mai preocupați de rezultate mulțumitoare, în timp ce aceia fără realizări erau mai preocupați de metode mulțumitoare. Oamenii de succes, fericiți, erau mai preocupați de consecințele pozitive pe termen lung ale comportamentului lor, în timp ce oamenii fără succes erau mai preocupați de distracția personală și de gratificarea imediată. Oratorul motivațional Dennis Waitley a spus că oamenii de succes erau mai preocupați de activități ce presupuneau atingerea unui cel, în timp ce oamenii mediocri erau mai preocupați de activități ce presupuneau eliberarea tensiunii. Cina înainte de desert. Cea mai simplă regulă în practicarea autodisciplinei este să mănânci cina înainte de desert. La o masă există o ordine logică a felurilor de mâncare, iar desertul e ultimul. Întâi, mănânci felurile principale și îți golești farfuria. Abia apoi la desert. Există un autocolant auto drăguț, dar înșelător, pe care scrie Viața e scurtă, mănâncă întâi desertul. Gândește-te doar ce s-ar întâmpla dacă te întoarce acasă după muncă și în loc să mănânci o cină sănătoasă, ai mânca o bucată uriașă de plăcintă de mere cu înghețată. Ce fel de apetit pentru mâncare sănătoasă, nutritivă, ai avea după aceea? Cum te-ai simți cu tot acel zahăr în stomac? Te-ai simți reenergizat și nerăbdător să faci ceva productiv? Sau te-ai simți obosit și leneș și gata să consideri ziua în mare terminată? Obții același rezultat când ieși la o băută sau două după muncă și apoi te întorci acasă și deschizi televizorul. Acestea sunt pur și simplu forme diferite de desert, ce distrug în mare abilitatea ta de a face ceva util în restul serii. Probabil că partea cea mai urâtă dintre toate este că orice ai face în mod repetat devine curând un obicei. Și un obicei odată format este dificil de înlăturat. Obiceiul de a alege calea ușoară, de a face ceea ce este distractiv și plăcut sau de a mânca desert înainte de cină, Devine din ce în ce mai puternic, și duce inevitabil la slăbiciune, randament scăzut și eșec personal. Obiceiul autodisciplinei Din fericire, poți dezvolta obiceiul autodisciplinei. Obișnuința de a te autodisciplina să faci ceea ce trebuie să faci, când trebuie să o faci, fie că ai chef, fie că nu devine din ce în ce mai puternică pe măsură ce o practici. Refuzi să mai inventezi scuze. Obiceiurile proaste se formează ușor, dar se conviețuiește greu cu ele. Obiceiurile bune se formează greu, dar se conviețuiește ușor cu ele. Și așa cum a spus Goethe, totul este greu înainte să fie ușor. Este greu să formezi obiceiul autodisciplinei, al stăpânirii de sine și al autocontrolului, dar odată ce le-ai dezvoltat, ele devin automate și ușor de practicat. Când obiceiurile autodisciplinei sunt ferm înrădăcinate în comportamentul tău, începi să te simți inconfortabil când nu te porți într-o manieră autodisciplinată. Vestea cea mai bună e că toate obiceiurile pot fi ușor învățate. Poți învăța orice obicei pe care trebuie să-l înveți pentru a deveni tipul de persoană care vrei să fii. Poți deveni o persoană excelentă practicând autodisciplina oricând este necesar. Fiecare practică a autodisciplinei întărește oricare altă disciplină. Din nefericire și fiecare slăbiciune în disciplină îți slăbește celelalte discipline. Pentru a dezvolta obiceiul autodisciplinei, întâi iei o decizie fermă în legătură cu felul în care te vei comporta într-un anumit domeniu de activitate. Apoi, refuzi să accepti excepții până când obiceiul autodisciplinei în acel domeniu nu este ferm stabilit. De fiecare dată când calci strâmb, așa cum o vei face, te hotărăști din nou să continui să practici autodisciplina până când. Devine mai ușor pentru tine să te porți într-un mod disciplinat decât să te porți într-unul nedisciplinat. Marea recompensă Recompensa pentru a fi dezvoltat niveluri înalte ale autodisciplinei este extraordinară. Există o relație directă între autodisciplină și stimă de sine. Cu cât practici mai mult stăpânirea de sine și autocontrolul, cu atât mai mult îți va plăcea de tine și te vei aprecia. Cu cât te disciplinezi mai mult, cu atât mai mare este sentimentul tău de respect de sine și de mândrie personală. Cu cât practici mai mult autodisciplina, cu atât mai bună este imaginea ta de sine. Te vezi pe tine însuți și gândești despre tine într-un mod mai pozitiv. Te simți mai fericit și mai capabil ca persoană dezvoltarea și păstrarea obiceiului autodisciplinei sunt o sarcină pe viață, o bătălie continuă. Nu se încheie niciodată. Tentația de a urma calea rezistenței minime și factorul expeditivității pândesc în continuu în mintea ta. El așteaptă mereu o oportunitate de a se năpusti, de a te duce pe căi greșite, făcând mai degrabă ceea ce este distractiv, ușor și neimportant decât ceea ce este greu, necesar și care sporește viața. Napoleon Hill a încheiat cartea sa bestseller cu același nume, spunând că autodisciplina este cheia principală spre bogăție. Autodisciplina este cheia stimei de sine, a respectului de sine și a mândriei personale. Dezvoltarea autodisciplinei este garanția că vei depăși în cele din urmă toate obstacolele și îți vei crea o viață minunată. Abilitatea de a practica autodisciplina este motivul adevărat pentru care unii oameni au mai mult succes și sunt mai, mai fericiți decât alții. Cum a fost scrisă această carte? În continuare voi descrie cele 21 de aspecte din viață în care practicarea autodisciplinei este vitală pentru a-ți îndeplini potențialul deplin și a realiza tot ce este posibil pentru tine. Pentru a fi înțeles mai ușor, acest audiobook este împărțit în trei secțiuni. Partea întâi este intitulată Autodisciplina și succesul personal. În aceste șapte capitole vei învăța cum să-ți descătușezi din ce în ce mai mult potențialul personal, practicând autodisciplina în fiecare aspect al vieții tale personale, incluzând stabilirea țelurilor, construirea caracterului, asumarea responsabilității, dezvoltarea curajului și susținerea fiecărui lucru pe care îl faci cu persistență și hotărâre. În cele șapte capitole ale părții a doua, vei învăța cum să realizezi mult mai mult decât oricând în domeniul afacerilor, vânzărilor și finanțelor personale. fi de ce și cum este autodisciplina esențială pentru a deveni un lider în domeniul tău, pentru a administra o afacere într-un mod mai profitabil, pentru a face mai multe vânzări, investi mai inteligent și a gestiona timpul pentru rezultate maxime. În final, în cele șapte capitole ale părții a treia, vei învăța cum să aplici miracolul autodisciplinei în viața ta personală. Vei învăța cum să practici autodisciplina în domeniul fericirii, sănătății, condiției fizice, căsniciei, copiilor, prieteniei și dobândirii liniștii sufletești. Vei învăța cum să-ți îmbunătățești calitatea vieții și relațiile în fiecare domeniu. În fiecare capitol îți voi arăta cum să încorporezi niveluri mai înalte de autodisciplină și stăpânire de sine în tot ceea ce faci. În continuare vei învăța cum să preiei complet controlul asupra propriei dezvoltări personale și profesionale și cum să devii o persoană mai puternică, mai fericită, mai încrezătoare în sine în fiecare domeniu al vieții tale, care este important pentru tine. Vei învăța cum să renunți la obiceiuri vechi care te-ar putea trage înapoi, și cum să dezvolți obiceiurile de încredere în forțele proprii, de automotivare și autodisciplină, ce îți vor permite să stabilești și să atingi orice țel. Vei învăța cum să preiei complet controlul asupra minții tale, asupra emoțiilor tale și viitorului tău. Când vei stăpâni puterea autodisciplinei, vei deveni de neoprit, precum o forță a naturii. Nu vei inventa niciodată scuze pentru lipsa ta de progres. Vei realiza mai multe în următoarele câteva luni și ani decât realizează majoritatea oamenilor într-o viață. Partea întâi. Autodisciplina și succesul personal. Succesul tău în viață depinde mai mult de persoana care devii decât de lucrurile pe care le faci sau le dobândești. Așa cum a scris Aristotel, scopul suprem al vieții este dezvoltarea caracterului. În aceste capitole vei învăța cum să dezvolt și să folosești disciplina pentru a deveni o persoană excelentă. Vei învăța cum să dezvolți un grad mai mare de stimă de sine, de respect de sine și mândrie personală. Vei învăța disciplinele esențiale necesare măreției personale și cum să le consolidezi în propriul caracter și propria personalitate. Capitolul 1. Autodisciplina și Succesul. Prima și cea mai importantă victorie este de a cuceri sinele. Platon De ce realizează unii oameni atât de multe în viața personală și profesională față de alții? Această întrebare a preocupat unele dintre cele mai strălucite minți pe parcursul istoriei omenirii. Cu mai bine de 2300 de ani în urmă, Aristotel a scris că scopul suprem al vieții umane este fericirea. El a spus că marea întrebare la care trebuie să răspundă fiecare dintre noi este: cum să trăim pentru a fi fericiți? Abilitatea ta de a-ți pune această întrebare și de a răspunde corect la ea, și apoi de a merge oriunde te-ar duce răspunsul, va determina în mare parte dacă te vei dobândi propria fericire și cât de curând. Începe cu propria definiție. Cum definești tu succesul? Dacă ai putea flutura o baghetă magică și ți-ai putea face viața perfectă din toate punctele de vedere, cum ar arăta ea? Descrieți viața ideală. Dacă afacerea, munca și cariera ta ar fi ideale din toate punctele de vedere, cum ar arăta ele? Ce i face tu? Pentru ce fel de companie ai munci? Ce funcție ai avea? Cât de mulți bani ai câștiga? Cu ce fel de oameni ai munci, și în special, ce anume ai avea nevoie să faci mai mult sau mai puțin pentru a-ți crea cariera perfectă. Dacă viața ta de familie ar fi perfectă din toate punctele de vedere, cum ar arăta? Unde ai trăi și cum ai trăi? Ce fel de stil de viață ai avea? Ce fel de lucruri ai vrea să ai și să faci cu membrii familiei tale? Dacă n-ai avea nicio limitare și ai putea flutura o baghetă magică, în ce fel ai schimba viața ta de familie astăzi? Dacă sănătatea ta ar fi perfectă, cum ai descrie-o? Cum te-ai simți? Cât de mult ai cântări? Cum s-ar deosebi nivelurile tale de sănătate și condiție fizică de cele din prezent? Dar mai ales, ce pași ai face imediat pentru a începe să te îndrepți înspre nivelurile tale ideale de sănătate și energie. Dacă situația ta financiară ar fi ideală, cât de mulți bani ai avea în bancă? Cât de mult ai câștiga în fiecare lună și fiecare an din investițiile tale? Dacă ai avea suficienți bani încât să nu te mai îngrijorezi în privința finanțelor?